Este a fost copilul nostru la școală cu doamna profesoară Broască. Acesta? Da. Așa, uitați, aici ai poză, când a fost la... Da, așa și era în practică la... Aveți o poză cu el singur? Deci care este de aici? Ăsta, din mijloc. Și uitați aici, cum a crescut copilul lor ca nostru. Numai am fost sus tablou și l-am... Ce aici este băiatul? Dar și mai am... Oare n-am mai întreagă? Uitați, ăsta e întreg. Deci acesta este, da? Acesta. A fost, de fapt. Da, și uitați acolo, e poză tădielui. Poza lui. Da, e de la ăsta, de la legitimație. I-am făcut. Poate aveți și una mai clară. Vedeți asta de la legitimație, e mai clară. Da, să vedem aici. Când de aia n-am luat una de acasă. Deci a fost tânărul, cum îl chema? Tot Alexandru? Alexandru Dragomir. Tot Alexandru ca pe dumneavoastră. Și aici este încă o poză în care el... Aici este? Da. Da, da, ăla-i. Ăla-i la școală. Doamna profesoară Broască e aici în mijloc, dacă ați auzit de ea în Bistriță. Și domnul Blaca a fost diriginte. Da. Profesor de deci matematică. Deci acesta a fost copilul dumneavoastră și cazul este foarte complicat. Pentru că... Știm, am știut. Pentru că și noi știm. Am fost la parchet și am fost și în Ruștior. Dați-mi voie să dăm materialul, pentru că așa da, e corect să da, vedem da, ce spun și da. Ei. Ați găsit materialul? Atunci începem cu știm. Materialul cu purtătorul de cuvânt al parchetului, după care veți vedea și mărturia uitați. Acestui om, Bucilă Ioan, uitați, pe care oamenii de aici... Ani, nu mai puțin să arătăm și camere, vă rog. Oamenii aceștia spun că Bucilă Ioan ar fi criminal și că a greșit păi parchetul, păi procurorii, că au fost rude, că păi totul e contrafăcut. Dacă nu l-a arestat un ceas, domnul operariu. Nu știu dacă e așa. Ba da, sara l-a dus acasă cu mine. Mașina. Ce-mi spuneți? Nici nu a fost în Bistrița deloc. Deci e vorba de, de mine. Băiatul dumneavoastră și de nepoțelul da, lui, da. Care acum e de 27 da, de ani. Da, și asta e da, fica da, noastră, asta mai mică. Fica dumneavoastră. Da. Ea cu copiii nu știu crescut, împreună ai. Dar fica și la dumneavoastră bloc. Aici era tânără, avea păi copii. Păi asta e copii, e aia la altă fică, mai mică. A, cealaltă. Și mama da. Nu aveți? Da, da. De fica dumneavoastră, mama da, băiețelului. Deci o vedem și pe ea, după care dăm drumul la materia. Aici, la mormântare. La mormântarea băiatului, da? Acolo singură, da. Deci aici este da. Doamna care, nu știu, deci aici este la mormântare băiatul și dumneavoastră sunteți da, las doamna. Eu acolo. Da, și sora mea asta adică de la și eu. Da? Da. Bun, atât deocamdată. Hai să vedem, mai avem? Sora mea e de la și eu. Și... Dar nu surorile, mă interesează că e o tragedie în urma căreia nu câștigă nimeni. Băiatul dumneavoastră a murit. Documentele pe care parchetul din Bistrița Năsăud și parchetul general a făcut contra, nu contra expertiză, a făcut reconstituire, știați asta, nu? Ce reconstituire? Și ne ce marș, merem acolo? Dar știți că a fost. Păi știm. Păi, dar o zis că vine și ne duce și pe noi. În urma reconstituirii s-a dovedit la și fel că s-a dezbrăcat el în cele acolo și ce-a făcut acolo? Ce-a făcut greco-romanii? Cine a domnul Berariu. Păi așa scris, a arătat în poză, ăla de la București care a venit. Că era el dezbrăcat odată în cele acolo, criminalul. Ce era îmbrăcat? Criminalul. Bucilă, ăsta da, așa era în poză, cine în dosar. A făcut greco-romani? Păi, dar ne-a arătat dosarul, ăia de la București. Că au făcut greco-romani, păi, nu e o greșeală. Domnul Berariu, odată eram cealaltă goală într-o poză da. Și era fratele lui culca jos, că semăna cu copilul nostru, da. Culca jos și ăștia alți... Cui? Alu criminalul. Acela a fost în... I-a făcut reconstituire, i-a făcut... În rolul fiului dumneavoastră. Da, da. Și de ce nu ne-a cemaș pe noi? La reconstituire. La reconstituire nu va chema și pe dumneavoastră? Nu! O venit doamna, la o venit... A fost un domn procuror din București, care l-am bătut, i-am zgre fața. Pe cuvântul meu, dacă vă mint. Procuror, pe procurorul, întrebați-l pe inspectorul turcu. Cum, doamne, ați bătut pe procuror? Da, uitați-vă, stat așa într-un pescă, și era mor de beat, stai așa, i-am făcut bitul. Păi dacă el nu e ceva la reconstituire și era mor de beat, nu stai în picioare. Păi de-aia vine procuratura țării. Să vezi să nu crezi, domnule. Dar era beat procurorul. Mor de beat, nu puteți să stai cum în picioare. Cum îl pe procurorul nu știu cum dracul ceamă, nu știu dar cum. Dar tu l-a zgâriat ca o pisică, nu? Sunați la păi domnul... Păi da, eu făcut proces... Sunați la domnul Turcu... Păi cum să bați un procuror să nu se vacă pentru... Vai de mine, dar nu mi-a făcut... O fost domnul Bria. Cum nu? V-a făcut proces? Nu, mi-a făcut proces că am sărit la Mureșan. Dosar penal, nu? Da, penal. Da, dar nu pentru ăla de București. Da, eu făcut că am sărit la Mureșan. Și la Mureșan ați da, păgeți la șori. Și nu l-am mai găsit acolo, că era mort Mureșan. Și era domnul care Mureșan e mort. Ăla Iosif, era mort e atunci. E mort Mureșan? Nu, dacă îl prindeam atunci era mort. Și eu fost, eram venită din pușcărie. Și mă cam nici l-a de pe ei. Și la bătaie la Mureșan? Găsa șori. Da, și-o dat în judecată. Și-o dat în el. Da, o sunat, hai da trift.
Hai, dar trebuie să nebunii ăia. Este polițist. Da, Castorul. Nu l-a luat, ne-a băgat în mașină și ne-a dus la poliție cu Mureșan. Da, da, și doamna să sară la bătaie. Păi cum, dar dumneata, dacă eu îți omor copilul dumitale. Eu spus, fă nedreptate. Și procurorul mă apărea, și procurorul fă vinovat. Eu vă înțeleg, doamnă, vă înțeleg, dar nu știu, nu ne facem dreptate cu mâna noastră. Și el și-a putut face. Dar nu știu ce dreptate și-a făcut. Păi cum, dacă nu i-a omorât copilul? Cum? Dacă și nu l-ați întrebat și ce motiv? Haideți să vedem mărturia lui. Nu așa, să-l întrebați și l-a omorât. L-am întrebat. Și ce-a zis? Ascultați. Domnilor și domnilor, astăzi la Unde e Adevărul, un caz de presupusă crimă. Doi părinți care și-au pierdut băiatul la vârsta de 18 ani, acesta fiind găsit mort în comuna Șieuț. În urma unor lovituri de cuțit și a unor urme de bât, am înțeles, vom vedea exact despre ce este vorba, au venit la noi în redacție pentru a ne cere sprijinul. De ce doar după 20 de ani vin acești părinți să își caute dreptatea? Și mai ales de ce în acești 20 de ani nu au reușit să facă nimic pentru a-și dovedi adevărul lor, și anume acela că, vezi, Doamne, cel care l-a omorât copilul este încă în libertate. Ei bine, noi le-am dat dreptate și le-am spus, da, așa e cum ziceți dumneavoastră. Dar după ce au ieșit, am spus că trebuie să redevenim ziariști și să mergem să vedem oare câtă dreptate au și câtă minciună există, ceea ce spun eu, sau neadevărul. Și atunci am îndreptat, bineînțeles, către instituția plătită din bani publici pentru a face dreptate, către Ministerul Public, care prin parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud și mai exact prin purtătorul de cuvânt, procurorul Angela Sângerozan, ne va dezvălui atât cât poate, cât se poate legal, câte ceva din misterele acestei presupuse crime. Precizez, presupuse crime. E vorba așadar de un presupus criminal care ar fi în libertate, îl cheamă Ioan Bucilă și sperăm să vi-l putem arăta. Noi să mergem, trăiește într-o localitate aparținătoare comunei Șieuț, în satul Ruștiori. Vrem să ne întrebăm ce s-a întâmplat atunci și despre victima acestuia care, din păcate, acum zace sub pământ. E vorba de Alexandru Simionca, un tânăr care avea 18 ani în data de 9 septembrie 9-9-1989. Poate acele trei cifre, 9-9-9, fac și o legătură, au fost fatidice pentru acest tânăr. De ce s-a întâmplat o astfel de tragedie? Aflăm acum. Doamnă procuror Angela Sângerozan, cât ne puteți dezvălui, vă rugăm să o faceți pentru a afla telespectatorii că nu întotdeauna atunci când ameninți și acuz pe cineva, e neapărat să fie și adevărat. Fapta pe care dumneavoastră ați descris-o a fost cercetată penală în cursul anului 1989 de către parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud. Din cercetările penale efectuate a rezultat că la data de 9 septembrie 1989, în timp ce numitul Bucilă Ioan se afla în pădure cu fiul său Bucilă Alexandru Viorel, minor în vârstă de 7 ani, în jurul orelor 10:30 au fost găsiți de victima Simionca Alexandru, în vârstă de 17 ani, care la rândul său era însoțit de alte persoane, toți cei trei fiind înarmați cu bâte. L-au încercuit pe Bucilă Ioan și pe fiul său, după care, pe fondul unui conflict legat de minorul Bucilă Alexandru Viorel, la un moment dat, victima Simionca Alexandru s-a repezit asupra numitului Bucilă Ioan, lovindu-l pentru prima dată peste spate. În același timp, și ceilalți agresori erau pregătiți pentru agresiune, astfel că numitul Bucilă Ioan și-a luat în mână, dintr-un coș în care culegea ciuperci, cuțitul pe care l-avea asupra sa și în momentul în care a fost lovit din nou cu bâta, de agresor și dobărât la pământ, a luat hotărârea de a se apăra, folosindu-se de cuțit. S-a ridicat în picioare și a făcut mișcări de apărare cu cuțitul, la întâmplare, de jos în sus și de la stânga la dreapta, lovind, în timp ce agresiunea continua asupra sa, cu cuțitul în piept, pe victima Simionca Alexandru. Victima a fugit din acel loc, aproximativ 160 metri, unde a căzut și a decedat, iar